profesor Coandă. Da. Mulțumesc, Sandule. Mulțumesc pentru invitație. Vedeți, nu suntem mulți, dar suntem buni. Vorba domnului doctor Sandru Ștefănescu. Și cu atât mai mult, cred că receptacolii sunt mai sensibili la ceea ce iată o să discutăm noi despre această carte incitantă, cum a spus și domnul Roșca Stănescu. De obicei, ca gazetar cultural, trecându-mi prin mână de-a lungul unor decenii de meserie, de zeci de cărți, în fel și fel de chipuri, am totdeauna, în momentul când am o carte în mână, reacția rapidă, să văd ce se întâmplă, ce e acolo. Mai ales că, atâta vreme, vreo 50 de ani, am făcut cronică de întâmpinare la ziarele unde am lucrat și când îți vine o maldă de scriitori în mână, te întreb doar la cine mai și ce vrea să fie. Nu e cazul domnului Stănescu, pentru că mai citesc câteva cărți în strânase, dar totdeauna în fața unui roman, acum, după Revoluție, ai totdeauna această tendință de a te întreba ce vrea să mai spună. Pentru că vedeți, noi să vorbim acum de ceva pe care unii prin străinătate nu mai reușesc să îl definească. Vorbim de postmodernism. Eu, ca poet, încerc să descoper ceva mai altfel decât s-a scris. Dar nu spun că este vorba de postmodernism. Nu de mult, la un congres la Universitatea Montreal, vorbeam cu niște amici acolo cam ce cu acest postmodernism. Și nimeni nu știa ce. În România, toată lumea stă în gură cu acest postmodernism, ne găsim ceea ce trebuie să spună la un moment dat despre literatură. Când e vorba de roman, de poezie, de la noi lucrurile stau mai altfel, este o inflație de poezie, de poeți, și datorită editurilor care au năpădit ca ciuperce după ploaie și nu mai există o selecție. Vorbea, spunea domnul Stănescu ceva mai înainte, corect. Noi nu avem agenții, nu avem agenții literare, agențiile care să, da, să comande scriitorii, agenția cunoaște piața, face testarea și știe cam ce se caută. Deocamdată scriitorii, și o spun din voi experiență, încercăm să bâșbâim, să săprutim între două ape, să găsim un drum către cititor în momentul în care în librărie nu prea se mai pătrunde, din păcate, pentru că, iată, e această invazie a Facebook-ului, a virtualului și toată lumea stă acolo. Eu spun nepoților mei, vă stați cu capul ca într-o peșteră, în tablete și în celelalte și nu mai vedeți lumea din jur. În roman s-a cam terminat, la ora actuală, toate marile experimente. Au trecut toate marile experimente și pe plan mondial și în România, care de obicei descoperea experimentele puțin altceva mai târziu, dar uneori, cu nume mari, a reușit să se racordeze la mișcarea literară europeană. Vedeți, după Revoluție, în această libertate care unor seamănă cu haosul și în lumea literară, scriitorii sunt, cum spuneam, foarte, foarte, foarte mulți, încearcă și ei să capteze interesul publicului și uneori nu prea știu cum să o facă. Se întreabă cam ce să ofere. Iată, și la noi a pătruns, ca în Franța mai ales, și romanul pornografic. Unii se dau un gând și cad pe spate în fața romanului pornografic. Alții încearcă niște romane de tip experimental, și nu știu ce trebuie să spun în acele romane. Trebuie să-ți găsești o cale, trebuie să-ți găsești un target, cum spunem acum tot un la englez, fel de fel de termen, în așa fel încât să ajungi acolo, la receptacol, să-l atragi. Cred că, întorcându-mă la roman, la Dracul și Lumia, cred că domnul Stelian Tănase, care are o vastă experiență și ca de presă, presă scrisă, presă televizată, vă amintiți toate acele emisiuni șarmante și, la un moment dat, foarte suculente cu Dinescu, a încercat să inoveze ceva. Eu cred că ăsta este termenul. Poate alții nu sunt de acord după ce vor citi romanul. Dar n-a vrut să vină pe anumite canavale cunoscute. Și a apelat la diferite formule în acest roman. El ține practic, dacă este să încadrez undeva într-un mare curent, să zic, de după al doilea mondial, l-aș pune alături de marele nostru târgoviștean, sunt convins că l-a citit, pentru că are multe acolo, multe
afinități și confinități, cu Mircea Horia Simionescu, mai ales, da, mai ales cu inginerul bine temperat, cu acest mare târgovișan care mi-a fost și mie mentor până la moartea sa. Și l-am regăsit undeva, chiar și în Trei Oglinzi, chiar și în inginerul bine temperat. Vedeți, sunt scritorii aceia care încearcă să inoveze, nu cu orice preț, dar din dorința de a oferi ceva care să mă facă să mă ajung, să ajung într-o anumită lume, în înțelesurile lumii. Ce ne propune domnul Stilian Tănase? Și, de fapt, titlul este, să nu vă duc în eroare, nu este un subtitraj, Dracul și lumea, un basm din secolul trecut. Din secolul pe care cineva, în această postfață de copertă, îl trece prin secolul uitat. Da, iată, n-au trecut decât, iată, 25 de ani de la încheierea fantasticului secol 20, cum îi spune într-o carte de poezie, Cimitirul de busole, de altfel subtitram, un secol în care cam toate busolele acestei lumi s-au dat peste cap. Și acum ne găsim într-o stare de stand-by și vrem să vedem încotro merge. Și vedem unde mergem. Iată, s-a întâmplat la Paris, iată ce s-a întâmplat ieri la Hanover, când face și doamna Angela Merkel, ea să devină Angela, adică să devină îngerași. De la ce pornește? Și aici mi s-a părut lucrul, într-adevăr, extrem de ingenios al domnului Stilian Tănase. De la această figură, într-un fel de mitologie politică, noi, la un moment dat, a trebuit să ne uităm la el, mai ales în anii tinereții și copilăriei noastre, că așa a fost să fie istoria. Ne-am fost uneori, nu numai sub vremi români, am fost și sub istorie. Ne uitam la portretă de pe pereți și mi-aduc aminte în copilăria mea, când mă uitam pe pereți, în școală, când vedea acolo patru corifei, Marx, Engel, Lenin și Stalin. Pentru acest corifei se număra și Lenin, cel care a vrut să fie un marxist, dar vă spun, n-a fost un marxist, Lenin. Nici măcar Engelsist n-a fost. A încercat el să facă ceva, dar i-a reușit o chestie pentru o scurtă vreme, iată, mai 80 de ani, acea mare revoluție socialistă din octombrie, care, de fapt, după vechiul calendar, a avut loc în noi. Și era un puci și nu o revoluție. Și era un puci și nu era o revoluție. Chiprocoul mi se pare extrem de interesant. Pentru că dracul, împievițatul, cum îi spune, în frumosul limbaj românesc. De fapt, este un alt ego al lui. O să vedeți eu al lui Lenin. Ei se comprinesc unul pe altul. De fapt, din sarcofag îl extrage împierițatul. Și de altfel, Lenin ce face? Ca să vă atrag puțin, să vă întind o nadă. El vrea să producă mai departe, fiindcă nu reușise, Revoluția Mondială. Să o ducă pe tot globul pământesc. Dar cum? Tot e îngemânat cu o căutare post-morte, iată, a unei iubite, a Elisabete Ines Armand. El, de fapt, chipurile și-a înșelat-o pe nevasta lui oficială și tot timpul o caută pe Ines, fie la Moscova, fie la Sankt Petersburg, la Peter, cum sunt rușii, fie la Paris, fie la Berlin. Este un palet extraordinar al căutării lui Ines, dar în care el își închipuie că poate cândva să-i reușească această fantasmagorie a Revoluției Mondiale Comuniste. Și în acest fel va oferi fericire lui. Se regăsesc câteva modalități de expresie care, de intertextualism se numesc, care pot, la un moment dat, să creeze o anumită omogenitate a acestei cărți. Chiar dacă ea pare disparat în aceste plimbări, prin aceste avataruri, pentru că Lenin și Împierița se transformă în animale, în păsări, în obiecte, tot căutând în băine și încercând să ducă Revoluția Mondială undeva în lumea asta. Dar, în același timp, este mereu amărât de un lucru extraordinar. Și aici este fantastică, vreau să spun, este de un umor negru formidabil. El nu suportă să stea alături în celebrul mauzoliu pe care
noi ăștia mai vârstă, n-am văzut unul Ștefin la gimnazios la Moscova. La un moment dat, în 1953, în martie, când a murit Iosif Visarionovici Ștefin Ciugașvili, Politbirou a hotărât să-l așeze, considerul mare corifeu al comunismului și al Uniunii Sovietice, să-l așeze lângă Lenin. Și de aici pornește toată nebunia asta, pentru că Lenin îl acuză. E o discuție, sunt extraordinare și o să vedeți discuțiile cum se desfășoară. Nu sunt o urmă ingenioasă. Undeva în proștia Revoluției, în piața Revoluției, niște beții, Liuba, o beție, unchiul, orbul, fiecare aude ceva, zvonurile pe care după aia le transformă, le aduc la anumite idei generale. Fac politică mare acești beții în ploșea de Revoluției. Și iau ce se întâmplă și în Politbiro, cum hotărăsc unii să-l... ce să facă cu Cobac, cu Stalin, ăsta era un pseudonim revoluționar al lui Stalin. Până la urmă vor reuși să-l scoate, pentru că s-a supărat rău și închirizatul, și Lenin. Deci cam aceleași personaje. O să vedeți, finalul este extraordinar. Și în 61 au hotărât să-l scoată pe Cobac. Deci după ce s-a primat în lume, a căutat-o pe Inies, sunt niște descrieri, chiar la un moment dat o să vedeți un lucru surprinzător. Există, către finalul romanului, un moment de foarte gingașă iubire. Chestia cu patefonul. Pune patefonul și el se transformă într-o pulbere aurie. Este ceva extraordinar. Sunt foarte multe ipostazieri în acest roman. Dar este în același timp, dacă pot să merg până acolo, ceva și de istorie eroglifică, dacă mă duc la ceea ce încercase ca pamflet la vremea respectivă Dimitrie Cantemir.